Bună ziua tuturor! Mi-a spune Iulian Groza, sunt director executiv la IPRE și vreau să vă salut și să vă spun că ați răspuns într-un fel invitației noastre de a participa la această nouă dezbatere în format online. Subiectul COVID-19 și impactul acesta asupra Republicii Moldova deja de mai mult timp se discută activ, atât la nivelul autorităților, cât și la nivelul comunității de experți și la nivel online. Foarte multe dezbateri au loc, ceea ce este foarte bine. Discuția noastră de astăzi, practic, este a doua în formatul EU Debates Cafe și de data aceasta ne-am propus să ne concentrăm pe dimensiunea salariaților, tot ce ține de chestiunile de funcționare a întreprinderilor publice, autorităților publice, bugetari, dar și nu numai. Recent, guvernul și-a asumat răspundere pentru niște măsuri care urmau să creeze un anumit impact sau să minimizeze acest impact asupra de care suntem afectați astăzi, în special cei din întreprinderi, autorități și salariați. Deci asta ne propunem astăzi, să discutăm situația salariaților și avem ca și invitați, ca și paneliști, colegi din partea autorităților publice. Aici vreau să o salut pe Alexandru Ghețu, care reprezintă Ministerul Sănătății, Munții și Protecției Sociale. Vreau să mulțumesc cu Marcel Spatar, care într-un fel, în ultima perioadă, a venit cu niște opinii, alternative din sectorul de experți cu privire la măsurile întreprinse de către autorități și chiar vreau să le discutăm mai mult astăzi în acest format. Vreau să mulțumesc domnului Stanciuc, care reprezintă Confederația Națională a Sindicatelor, care sunt sigur că va avea ce spune în ceea ce privește măsurile care întreprind sindicatele astăzi, care sunt propunerile și în ce măsură sunt mulțumite de politicile și deciziile aruncate de către autorități. Vladimir Kaminski, reprezentant Confederația Națională a Patronatelor, iarăși vrea să auzim și punctul de vedere al patronatelor în această situație, în ce măsură patronatele reușesc să răspundă provocărilor care sunt, în ce măsură măsurile autorităților sunt binevenite, ce ar fi trebuit să se mai întâmple. Și vreau să mulțumesc cu datul Dumitru Vicu, care deja tradițional în ultimele săptămâni activ încearcă să vină cu puncte de vedere calificate așa din diaspora, dar cu gândul și cu contribuțiile aici acasă. Dumitru, sigur că te vom ruga să vii cu deja contribuții mai mult pe dimensiunea experienței și practicilor, bunile practici care se aplică și funcționează la nivelul ei. Deci asta fiind spuse, vreau încă o dată să mulțumesc paneliștilor, sper că toți deja pot să ne urmărească. Nu înainte de toate să anunț că această dezbatere organizăm cu suportul Fundației Hans Seidel, care tradițional deja sprijină această inițiativă în formatul EU Debates Cafe. Și vreau să mulțumesc colegilor la Priveschiu, care iată că ne oferă suportul și posibilitatea să continuăm activitățile noastre de dialog și de discuții pe dimensiunea online. Deci asta fiind spuse, Alexandru, vreau să te rog să începi tu, să ne spui mai multe despre măsurile pe care le întreprind autoritățile, ministerul, ce propuneri noi urmează să fie analizate, propuse. Și sigur că poate ai putea să vii cu anumite specificări legate de ultimele măsuri aprobate de către guvernul prin asumare de răspundere. Te rog. Bună ziua! Se aude bine, cred că? Da, te rog. Mulțumesc mult pentru invitație. Chiar este binevenit o asemenea ședință. Poate că trebuia invitat cineva de la Ministerul Finanțelor, care sunt cei care coordonează activitatea financiară, cei care sunt cu banii în țara asta, dar, mă rog, deci o să încerc și o să spun ceea ce ține de domeniul nostru, domeniul raportului de muncă. Deci avem o situație extraordinară, o situație fără precedent, care nu că nu cunosc eu, care, mă rog, cu o vârstă, dar cred că nici
bunei noștri nu cunosc așa o situație, o pandemie care tot globul pământesc. Și atunci când situația se răsfrânge asupra unei țări, cum este, hai spunem, și Republica Moldova, atunci e foarte, hai spunem așa, e mai simplu. Țările din apropiere, din Uniunea Europeană, pot să ajute. Că, clar, e o situație deosebită. În cazul când tot globul este într-o situație așa care ne-am pomenit astăzi, deci nu avem de la cine aștepta un ajutor, deoarece fiecare e problema lor. Deci starea excepțională este o stare așa mai deosebită, asta este echivalent cu starea de război, unde dacă să citim atent și legea și ca principiu, ce, de principiu, deci ce este starea de război sau situație excepțională, deci este, poate să ajungă și la îngrădirea unor drepturi și garanții a salariaților, îngrădirea unor drepturi și garanții a cetățenilor, îngrădirea unor, dacă ne uităm în legea cu privire la și la hotărârea Parlamentului cu privire la situația excepțională, deci poate fi îngrădit și, spun îngrădit, dar limitat și consumul de alimente, limitat și dreptul de a se deplasa, de a circula, dreptul de a angaja sau de a concedia sau a demisiona unele persoane. Deci este o situație așa mai deosebită. Și aici ține de raportul de muncă, dar mulți se întreabă și chiar în fiecare zi primim sumedenii de scrisori și petiții. Deci de ce Comisia, situație excepțională sau, mă rog, Guvernul, nu întreprind niște măsuri pe acest segment? Eu vreau să vă spun că este foarte greu să pui toți salariații, toți angajatorii în aceeași oală. Deoarece sunt angajatori care lucrează sau întreprinderi care lucrează la moment și lucrează mai mult și mai succes decât în perioadele normale. Asta e vorba de farmacii, comercializarea produselor alimentare sau, mă rog, sunt, eu nu pot să dau acum niște exemple, dar sunt întreprinderi care într-adevăr lucrează destul de bine. Și sunt întreprinderi care sunt îngenunchiate, cum este sectorul Horeca, cum sunt alte instituții, care, cum este cei care lucrează în domeniul vânzării cu amănuntul la piață și așa mai departe. Să întreprind niște măsuri pentru toți, spunem că toți stau acasă și primesc salarii, tot nu pot. Iar că angajatorul tot este limitat în posibilități și are niște obligațiuni față de salariat, dar totodată obligațiunile astea sunt și ele limitate. Deci nu pot să ne sfârșit, deci o lună, două, trei, eu nu știu cât o să dureze toată această criză. Să lași salariatul în drum, fără sursă de existență, tot nu este normal. Și tot trebuie să întreprinzi toate măsurile posibile și imposibile ca să ajuți salariații, oamenii, ca să aibă o sursă de existență. Dacă guvernul ar avea posibilități financiare să plătească, să asigure 50 sau 75% din salariu, eu sigur că angajatorii o să fie foarte bucuroși și deschiși ca să mențină salariul 100% a salariatului. Dar, din păcate, guvernul nu are așa posibilitate ca să mențină, să suplinească, să compenseze o parte din salariu, hai să spunem 50% sau mai mult. În aceste considerente, deci, Comisia Situației Excepționale, Guvernul, Guvernarea nu poate veni cu careva măsuri strict reglementate, adică impuse angajatorului. În această privință, deci au fost emise niște recomandări publicate pe site-ul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, unde deci, guvernul vine cu niște recomandări, deci ce ar putea face angajatorii într-o situație așa mai delicată, mai deosebită. Deci, în primul rând, să întreprindu toate măsurile ca, în primul rând, să protejeze viața, sănătatea și integritatea salariaților, a persoanelor, a cetățenilor noștri. Deci, să întreprindu măsuri ca salariații să lucreze cât mai mult posibil la distanță, să nu intre în contact, ca să nu fie o sursă de infectare, adică unul pentru altul. În cazul în care este posibil lucru la distanță, dar și noi cunoaștem, sunt multe întreprinderi și instituții și domenii și genul de activitate care poate fi prestat activitatea la distanță. Chiar și la întreprindere unde se ocupă și cu producerea și nu știu ce, sunt salariați și ține de contabilitate, resurse umane, nu știu, care pot să activeze la distanță și să micșoreze
numărul persoanelor care se află în birou, în administrația întreprinderii. Într-al doilea rând, deci a fost recomandat munca la distanță, adică munca la domiciliu și limitarea sau modificarea regimului de muncă cu acordarea salariaților regim de muncă parțial. Modificarea regimului de muncă, de exemplu, cineva lucrează nu de la 8, dar de la 7 până la 2, cineva de la 2 până ca să limiteze contactul salariaților. Deci fie cât mai puțin salariați într-un birou. Mai departe, s-a recomandat să angajatorilor să acorde salariaților concedii de odihnă anuale. Concedii de odihnă anuale neutilizate, care au rămas de anul 2019, 2018 și așa mai departe. Chiar și pe anul 2020, inclusiv și concedii de odihnă anuale în avans, care poate nu are, dar acordă în avans după aceea salariatul lucrează și își deci, obține dreptul la aceste concedii. S-a recomandat ca angajatorii să întreprindă, nu știu, alte măsuri. Dacă cineva dorește să plece în concediu neplătit, dar asta este ultima măsură care am putea să o întreprindem, pentru că nu este de dorit, toate avem și sunete și multe petiții, majoritatea, chiar toate, sunt anonime, unde se plâng că salariații sunt impuși să depună cereri de demisie și sunt concediați, adică forțați, demisionați, într-un fel forțați și impuși, deci cu în masă să depună cereri de demisie, ceea ce nu este binevenit. Alexandru, vreau să întreb dacă aveți o estimare a eventualului impact al COVID-19 asupra șomajului la moment și dacă aveți o anumită prognoză pentru perioada neregulamentară. Nu avem nicio estimare, deoarece asta este foarte greu de estimat și fiecare, deci în afară de acestea, vreau să spun că sunt întreprinderi și destul de multe și mari, cu 200, 300, 500 de salariați care chiar sună și chiar sunt foarte deschiși și doresc să mențină salariații. Deci e așa încet. Cum am putea să le menținem salariaților? Avem dreptul dacă ei nu vin la lucru să le plătim salarii. Clar că nu sunt foarte mulți întreprinderi, dar sunt este. Și când le spun că da, sigur că aveți dreptul. Și că da, dar și este 50%, 2-3%, dar noi vrem să le menținem salariile, pentru că avem salariați buni, care vrem să-i menținem și vrem să le plătim. Dar noi nu știm cât o să le putem plăti. Pe martie am putut, pe aprilie mai putem. Dacă mai durează așa, mai nu suntem siguri că o să le putem plăti. Deci tot depinde și de durata cât va continua această criză. Că dacă criza la sfârșitul lunii aprilie se va încheia, ceea ce sunt probabil din toate declarațiile specialiștilor, atunci noi avem un scenariu mai puțin tragic. Dacă criza se delungește și în luna mai și nu exclus și luna iunie, atunci o să fie foarte, foarte grav. Mai mult ca atât, întreprinderile care nu lucrează acum, deci asta nu e cel mai important, că el nu lucrează în 1, 2 sau 3, dar problema este că după finisarea perioadei de criză, eu nu cred că cei care nu primesc salarii din alte domenii sau primesc salarii 50% sau 70% din salariul de funcție, prima ce o să facă o să alerge la întreprinderi care vând produse nealimentare și o să scumpere haine sau o să plece în călătorii sau în excursii. Deci salariații și nu numai salariații, dar cetățenii deci, o să meargă pe alt scenariu, pe alte idei. O să-și strângă bani și, în primul rând, consumul de alimente și produse farmaceutice. Și nici de cum nu o să dăi buzna în magazinele de tricotaj, de haine și restaurante, cafenele și turistice, agenții turistice. Deci asta și este problema. Încă o problemă, dacă ne referim la asumarea de răspundere a proiectului care a fost aprobat zilele acestea, este cu ce ține de ajutorul de șomaj pentru cei care și-au pierdut locul de muncă și întoarcerea cheltuielilor ce ține de contribuții de asigurări sociale și medicale și impozit pentru cei care
păstrează locul de muncă salariatul și au careva plăți. Deci aici rămân în umbră salariații care au fost pur și simplu ignorați, trimiși acasă și le s-a spus când om avea de lucru, poți reveni. Deci ei nu cad nici în categorie cei care sunt ajutate un procent din salariu, cât de mic, dar menținerea, și nici nu pot beneficia de ajutor de șomaj, deoarece ei nu și-au pierdut un loc de muncă. Și acum apare și alt problem, când unii salariați, în colaborare sau în, așa, cu angajatorii, masiv depun cereri de demisie, pleacă și își ridică ajutorul de șomaj, ca pe urmă să revină înapoi la serviciu. Adică, iarăși ajungem la cei care beneficiază cei care o să primească și salarii și ajutorul de șomaj, dar cineva nu o să primească nici salarii, nici ajutorul de șomaj. De șomaj. Asta este cea mai mare problemă, că statul, într-un fel, deci nu poate reglementa fiecare persoană și cetățean în parte. Este o reglementare generală, cei care și-au pierdut locul de muncă. Acum, cineva beneficiază și de salariu, și vreau să mă întâlnesc neoficial, o să beneficiez, și o să plec și o să beneficiez de șomaj, de ajutor de șomaj. Cineva o stă acasă și o să aștepte să fie invitat la serviciu, dar nu o să poți demisioneze din motiv că nu va fi sigur că revenind o să-i păstreze locul de muncă acel care l-a avut până acum. Și el a avut 20 de ani sau 10 sau 15 de ani lucrat, acum o să rămâne și fără ajutor și fără. Asta e problemul care, nu știu, rămâne pe sovestea și pe fiecare să... Cu gândul că, deci noi suntem cu gândul că toți respectă legea, toți cu bună credință să atârnă față de tema respectivă. Mersi mult, Alexandru, pentru aceste contribuții inițiale. Sigur că noi vom reveni în dezbatere la dumneavoastră. Mă vreau să rog pe Marcel Spatar să vină cu opinie, cu privire la măsurile actuale, aprobate de către autorități și ce lipsește, care ar fi alte soluții pentru a redresa situația salariaților, întreprinderilor și care ar fi cea mai bună soluție pentru a acoperi acest șomaj tehnic. Multe discuții și în spațiu public, am văzut și niște propuneri din partea unor partide de opoziție cu privire la acest șomaj tehnic. Te rog să ne spui opinia ta de expert pe acest domeniu. Bună ziua la toți și vă doresc carantină ușoară în continuare. Eu aș vrea să fac câteva precizări înainte de comentarii. În primul rând, eu nu am nicio legătură cu partidele din opoziție, chiar dacă convultul comentariu cumva a sugerat acest lucru, dacă ei s-au izolat din materialele pe care le-am zis, asta e situația. Și în al doilea rând, și eu sunt din diaspora, adică eu lucrez la București și chiar dacă cunosc mediul de afaceri din Moldova, din interior, și știu foarte bine ce înseamnă să ai o firmă în Moldova, cum e să activezi, să angajezi oameni, știu asta din propria experiență. Deci eu acum totuși sunt cumva la distanță și observ lucrurile, raportându-le de asemenea la ceea ce se întâmplă în România și în alte țări, special în Franța, acolo unde este sediul central al Syndex. Syndex este firma pentru care lucrez și este o companie specializată pe expertiza economică pentru sindicate. Bun, mi-a fost foarte interesant să ascult intervenția domnului Ghețu, în care am auzit că se întâmplă un efect pe care noi l-am anticipat în măsurile guvernului și anume faptul că mărirea șomajului, ajutorului de șomaj va duce indirect la creșterea concedierilor. Ori la început noi am zis că vom discuta despre situația salariată. Deci putem să zicem că unul dintre efectele măsurilor luate de guvern, și eu voi explica asta un pic mai detaliat, este de fapt de a stimula concedierile, din păcate. Ori asta nu corespunde nicicum intereselor salariaților pe care trebuie să le susțină sindicatul de muncitor. Ieri am privit conferința organizată de Expert Group, în care mulți dintre vorbitorii de astăzi au fost prezenți. Și vă spun foarte sincer, am fost chiar uimit de gradul de unanimitate și cumva de satisfacție, parcă, asupra măsurilor luate de guvern. Nu vreau neapărat să zic că măsurile sunt rele, dar ele nu sunt nici pe departe suficiente. Și acea orientare a discuției înspre faza post
criză, de la un moment dat discuția de ieri s-a orientat foarte mult pe ce se va întâmpla după criză și cum trebuie să ne pregătim de faza după criză, tinde să ignore urgențele. Și urgențele sunt de a susține oamenii în respirație artificială, cum a fost formulat ieri, inclusiv salariații. Da? Bun, câteva date de context, cum am intrat noi în această criză, unele dintre ele foarte importante pentru a înțelege cum traversăm criza. În primul rând, piața gri enormă din Moldova și evaziunea fiscală pe salarii de ordine miliardelor de lei, dependența de remiterele din străinătate care vor scădea, bineînțeles, investiții străine în sectoare cu intensitate mare a muncii manuale, deci dezvoltarea sectorului de componente auto în ultima perioadă, da? Care a transformat Moldova într-un subcontractor al unor țări europene industrializate, respectiv atunci când acolo se închid fabricile de automobile și la noi va scădea cererea față de componente și asta fragilizează întreprinderile. Un sistem de finanțare în care există lichidități mari, dar care în ultima perioadă s-a transformat spre creșterea microfinanțării. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred că microfinanțarea trebuie, practic, în forma în care există astăzi în Moldova, trebuie limitată la maxim, dacă nu chiar interzisă, pentru că asta fragilizează foarte mult oamenii. Oamenii, în loc să se împrumute cu 7-8% de la bancă, se împrumute cu 18% de la firmele acestea de microfinanțare, care ele, la rândul lor, iau banii de la bancă, da? Și un sistem bugetar foarte fragil, inclusiv din cauza gestiunii, așa cum este ea, proaste a resurselor. Asta ce obțin să spun în mediu, dar eu n-am făcut o analiză foarte detaliată pe acest subiect. Și încă o disfuncție structurală majoră, un sistem statistic care este neadaptat pentru gestiunea forței de muncă. În Republica Moldova, așa cum știți, nu există un sistem centralizat, așa cum este oficial de economia, în care autoritățile statului să poată vedea foarte clar câți angajați sunt, pe ce, în ce condiții, timp plin sau timp parțial, la ce nivel salarial și așa mai departe. Și de aici este dificultatea de a face orice fel de modelare. Și domnul Alexandru Ghețu a remarcat că ei nu pot să aibă o estimare acum a numărului de șomași, de șomeri. Și eu mă întreb, dacă Ministerul Muncii nu poate să aibă o estimare a numărului de șomeri, cum a putut Ministerul Finanțelor să aibă o estimare a impactului bugetar a ajutorului de șomaj? Pentru că este o cifră acolo, da? În nota informativă care este atașată acelei asumări de răspundere, da, hotărârii guvernului, există o estimare a impactului bugetar a ajutorului de șomaj, care acea estimare este bazată pe un model. În modelul respectiv trebuie să existe o estimare a creșterii numărului de șomeri. Dar eu voi reveni la acest. Deci, practic, două măsuri mari, pe lângă amânarea impozitelor, care au totuși are tot un impact mic și nu o să mă opresc la el, două măsuri mari s-au luat de guvern. Prima măsură este acea subvenție, așa a fost numită subvenție, dar și aici critici, și a doua măsură ajutorul de șomaj. Acea subvenție despre care a vorbit domnul prim-ministru și care e introdusă, e de fapt o scutire de impozite. Lucrul ăsta cred că este clar pentru toată lumea care este în această conferință, pentru că totuși înțelegeți lucrurile, firmele trebuie să plătească înainte de a se rambursa banii. Da? Procedura în acest moment nu este foarte clară nici pentru fisc, nici pentru contabil. Adică după ce firmele care își mențin salariați în șomaj tehnic plătesc, deci trebuie să aibă lichidități, plătesc impozitele, ele trebuie să scrie o scrisoare, o solicitare la fisc și apoi va fi un control tematic pentru a li se rambursa banii. Adică, pe de o parte, guvernul zice că noi introducem un moratoriu asupra tuturor controalelor, da? Ca să relaxăm firmele să nu aibă stres. Da? Pe de altă parte, pentru ca tu să-ți iei banii înapoi în calitate de firmă, trebuie să fii supus unui control tematic. Ori, dacă este să vorbim despre situația în care se află majoritatea firmelor din Moldova, pentru că ele sunt în mare parte, multe dintre ele, credeam că s-a întrerupt conexiunea. Pentru că multe firme din Moldova sunt în piața gri și își plătesc salariații așa cum și plătesc, știți foarte bine, ce obțin într-o măsură oarecare la gri, ele nu vor niciun fel de control. Se tem de orice fel de control de la fisc, fie că el este doar tematic, se tem. Și atunci contabilii, în practică, cel mai des sugerează patronilor să ia alte măsuri decât șomajul tehnic. Plus că nu ai siguranța că banii îți vor fi efectiv rambursați, da? Și nici nu știi dacă îți vor fi rambursați 100% sau 60% de guvern.
Impactul acestei măsuri, chiar dacă ea se materializează, este de asemenea supraestimat de guvern. Guvernul zice, adică domnul prim-ministru spune, că businessului se vor returna 43% din cheltuielile aferente salariului. În realitate, știți foarte bine, șomajul tehnic poate fi plătit cu 50% din salariu, iar în Moldova se aplică scutiri personale. Respectiv, dacă luăm în calcul scutirile personale, impactul nu este nici pe departe 43%, ci ar fi mai degrabă de ordinul de 30% din cheltuielile totale cu salariații, iar dacă firmelor nu le se înrambursează 100%, ci 60%, atunci impactul este de ordinul de 20% din cheltuielile totale cu salarii. Adică rămâne de văzut dacă firmelor li se va părea o economie substanțială, 20 sau 30% din fondul de salarii, pentru a fi supuse unui control fiscal, pentru a aștepta dacă banii li se vor rambursa. Adică, cred că, noi, cel puțin asta este intuiția noastră, cred că în acest moment această soluție, da, ea arată bine, e totuși o susținere pentru mediul de afaceri, unele firme mari vor putea să acceseze, dar impactul bugetar de 300 de milioane estimat de Ministerul Finanțelor nu se pare supraestimat, da? Pentru că această ziceai că sau un efect supra mare. Totuși noi știm că o bună parte din întreprinderi din Republica Moldova sunt cele mici și mijlocii. În ce măsură aceste măsuri adoptate de guvern ajută acest sector? Și uite, mai mult ai vorbit despre ce măsuri a aplicat guvernul acum, dar poate vii cu niște propuneri care ar putea să fie alte măsuri imediate, pe termen scurt, un cutetul de recomandare care ar trebui să fie întreprinsă de către autorități. Acum, dacă mă întreb pe mine, eu cred că noi trebuie, în primul rând, să avem o înțelegere clară a măsurilor care au fost luate, sau cât mai clară posibilă, bineînțeles, iarăși nimeni nu are un bol de cristal ca să vadă toate lucrurile. Și e bine să analizăm ce s-a făcut pentru a vedea ce se poate face mai bine. Da? Ok, bineînțeles că Republica Moldova nu e Germania și nu poate subvenționa 100% din toate salariile pe perioada unei crize. Aceste măsuri de subvenționare pentru firmele mici, da, au fost multe subvenționare. Pentru mine e clar scutirea de impozit. Pentru firmele mici, corelate cu măsura privind ajutorul de șomaj, ele fac mai mult rău decât bine, în sensul că, așa cum și domnul de la Ministerul de domnul Ghețu de la Ministerul Muncii, firmele deja salariații deja cer să fie concediați pentru a accesa acel ajutor de șomaj. Șomaj care este, de fapt, în practică, mai mare decât ar fi șomajul tehnic. Da? Deci, practic, dacă o firmă merge în șomaj tehnic, da, pentru aproape două treimi din salariații din Moldova, șomajul tehnic ar fi mai mic decât acel ajutor de șomaj. Mi se pare foarte, foarte ciudată situația în care cineva care este la locul de muncă, își păstrează locul de muncă, este în continuare angajat, câștigă mai puțin bani, primește mai puțin bani, decât un șomer. Mai mult decât atât, salariații care au salariu de 3.000 de lei pe hârtie, da, cum zicem noi, și care nu sunt în șomaj tehnic, care continuă să lucreze, vor primi tot mai puțin decât un șomer. De ce? Pentru că salariații trebuie să-și plătească toate cotizațiile sociale și medicale. Corect, nu? Ori șomerul primește 2775 de lei din care nu plătește impozite. Deci e o situație un pic atipică, da? Bun, am vorbit despre impactul bugetar care ne se pare supraestimat și impactul bugetar asupra ajutorului de șomaj este un pic supraestimat. Aici totuși vorbim de un impact mai important. Deci știți, ajutorul de șomaj este fixat la nivelul salariului minim în sectorul real, adică 2775 de lei. La început, guvernul a zis, domnul prim-ministru Chicu a zis că se simplifică condițiile de accesare și mai că nu toată lumea va avea acces la ajutor de șomaj. Da, așa s-a spus, cu destul de mult patos, cred eu. Dar pe parcurs lucrurile s-au schimbat și foarte recent, chiar ieri, dacă am înțeles corect, domnul Chicu a concretizat că ajutorul de șomaj, într-adevăr, va fi acordat tuturor cetățenilor eligibili.
Și atunci când introduci cuvântul eligibil, deci nu mai ia costul pentru clar, da? E nevoie de un stagiu de 12 luni de cotizare, trebuie să-ți cumperi polița medicală dacă vii din străinătate, care costă 4.056 de lei, și bineînțeles cum cineva care vine din străinătate are un stagiu de cotizare de 12 luni. Deci, practic, și perioada este dificilă și oamenii nu știu cum să depună cererile respective. Va fi o creștere a numărului de șomeri, bineînțeles, dar această creștere nu va fi nu va exploda probabil. În orice caz, ne putem aștepta la o dublare sau la o triplare, cum a zis și domnul Sainciuc ieri, a numărului de șomeri. Da? Practic, dacă facem calculul, okay, și dacă vedem impactul ajutorului de șomaj, impactul bugetar, da? Și dacă estimăm că suma ajutoarelor de șomaj va acoperi șomajul tehnic pentru un număr dublu de șomeri timp de 2 luni de zile, atunci ajungem la un buget total de în jur de 150 de milioane de lei. Acest buget este suficient pentru a finanța 100.000 de salariați în șomaj tehnic. Cu alte cuvinte, întrebarea este: de ce guvernul alocă banii pentru oamenii care sunt în afara relațiilor de muncă, în loc să distribuie acești bani pentru oamenii care sunt în relații de muncă? Da? Dacă oricum sunt distribuiți conform planului, conform estimărilor Ministerului de Finanțe, deci pentru doar pentru ajutorul de șomaj sunt alocați 264 de milioane de lei suplimentari. Da? 264 de milioane de lei suplimentari. De ce acești bani sunt alocați pentru ajutorul de șomaj? De ce acești bani, sau măcar o parte din ei, nu sunt alocați pentru șomajul tehnic din întreprinderi direct, efectiv? Pentru a menține oamenii la locul de muncă. De ce trebuie neapărat să fii concediat pentru a putea accesa un ajutor din partea statului? Asta nu se întâmplă în alte țări din Uniunea Europeană. De exemplu, în România, pentru că mă aflu în România, există anumite proceduri, da, pe care firmele trebuie să le parcurgă și statul plătește direct salariaților acelor firme până la 75% din salariul mediu pe economie. Direct statul plătește, adică agenția de ocupare a forței de muncă. Transferă banii salariatului și salariatul rămâne în relații de muncă. Bineînțeles, contractul este suspendat, dar nu este anulat, da? Nu este desfăcut, este suspendat și guvernul plătește. Bineînțeles, îmi veți spune că asta costă foarte mult, că de unde bani? Bine, uite, 264 de milioane de lei. Ministerul Finanțelor deja i-a alocat. Cei din șomaj, cei care erau în șomaj, ei cum primeau indemnizația de șomaj, așa puteau să o primească și în continuare. Ei nu sunt afectați, da, de criză. Ca să spunem lucrurile pe șleau. Eu înțeleg că e foarte mică, da? Dacă calculezi indemnizația medie, ea iese la 260 de lei. Eu înțeleg foarte bine că e foarte mică și trebuie crescută, da? Dar de ce să orientez banii spre oamenii care nu sunt în relații de muncă, în loc să-i orientez către cei care sunt în relații de muncă? Și eu probabil am un răspuns. Răspunsul este că este foarte greu astăzi guvernului să modeleze un impact al susținerii oamenilor în relații de muncă, da? Pentru că ei nu au o bază de date în care să vadă câți oameni sunt în relații de muncă, câți oameni sunt angajați în firmele mari, câți oameni sunt angajați în firmele mici, la ce salarii, câți dintre ei riscă să iasă în șomaj tehnic, câți nu, și așa mai departe. E un exercițiu mult prea dificil. Deci e mult mai simplu să aloci niște bani la șomaj. Probabil. Asta este părerea mea. Poate eu greșesc. Okay? Și un ultimul lucru pe care vreau să-l spun, știu că mă întind, da? Costă foarte mult, îmi dau seama. Măsurile costă foarte mult. De unde bani? Întrebarea, da? Și până la urmă, e treaba guvernului să găsească bani, nu? Adică, haideți să fim acum sinceri între noi, e treaba guvernului să găsească bani. Atunci când guvernul ia impozite de la firme și de la cetățeni, nu îi întreabă de unde bani. Dacă ai de plătit impozit, trebuie să plătești impozit. Și acum noi trebuie să privim situația invers. Acum e momentul în care guvernul trebuie să plătească impozitul către cetățeni. Guvernul nu este numai un redistribuitor al resurselor. Guvernul este și un asigurator pentru proprii cetățeni. Eu înțeleg foarte bine că situația de urgență este ca starea de război și că unele drepturi sunt limitate, dar eu sper că dreptul la viață nu este limitat și că oamenii care ieri aveau un loc de muncă
ci doar 6% din cetățenii Republicii Moldova, conform ultimului nostru studiu, pot să-și facă economii, care oamenii care aveau un loc de muncă și lucrau la făcut cablaje și la fabrica de ciment, că nu toată lumea din Moldova lucrează în agenții de turism și în restaurante, da? Oamenii aceia care, la care se închid locurile de muncă și care trăiau pe salarii, da? Peste o lună nu vor mai avea din ce trăi. Și, bun, asta are, poate avea efecte, știți, de care oamenii se pot constitui în... Da, în fine, nu vreau să anticipez pentru că sper că nu se va întâmpla. Guvernul se mișcă destul de greu. Suntem în a patra săptămână de criză și ieri, în intervenția reprezentantului de la Ministerul de Finanțe, am auzit că ei doar se află într-o estimare preliminară a posibilității de a găsi niște bani. Cred că în patru săptămâni, într-o situație de urgență, Ministerul de Finanțe avea urgent să se miște și să găsească bani. Ok? Și ultima știre este că Moldova va primi 87 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Știu că banii aceștia trebuie, într-o mare măsură, canalizați pe atenuarea impactului pandemiei, adică spre măsuri medicale, da, sanitare, dar nu numai. Comisarul pentru vecinătate a spus că printre măsurile care pot fi finanțate de acești bani, sunt și impactul, este și impactul socioeconomic al pandemiei, adică o parte din bani poate fi utilizat și pentru atenuarea impactului socioeconomic al pandemiei. Bineînțeles că acum eforturile cele mai mari trebuie să fie canalizate în lupta împotriva virusului, da, în măsuri medicale, dar nu pot fi ignorate celelalte. Marcel, vreau să rog pe domnul Fenciuc, care are experiență vastă în serviciu public, la Ministerul Muncii, mulți ani și în calitate de viceministru. Acum deja sunteți cumva pe partea cealaltă a sectorului, protejați și apărați drepturile salariaților în Confederația Națională a Sindicatelor. Domnul Sanciuc, vreau să sunteți mulțumiți de politicile promovate de către autorități astăzi și ce ați propune dumneavoastră astăzi sau ce ați propus și nu s-a luat în considerație la moment pentru ameliorarea situației salariaților? Vă rog. Mulțumesc, domnule Groză. Evident, situația este una deosebită, complicată, pe care n-am mai avut-o niciodată la noi în țară, chiar și în lume, după așa cuprindere. Evident că măsurile care au fost adoptate, cum s-a menționat deja, au fost și ieri și astăzi, s-au elaborat reieșând din acele posibilități financiare pe care le-a evaluat statul că astăzi poate să le cheltuiască. Eu am ascultat cu atenție ce ține de dezbaterele la primii doi colegi. Deci, evident, problematica și aici ține de acordarea ajutorului de șomaj, calculele, estimarea sumei sau ce se va întâmpla cu rata șomajului. Eu cred că calculele pot fi făcute, n-ar fi o problemă, pentru că noi știm care sunt domeniile afectate, domeniile care sunt și au sistat activitatea în legătură cu decizia Comisiei situații excepționale. În cazul de față s-ar putea de făcut, adică să știm care este numărul de salariați, care nu pot activa, dar vedem că chiar din alimentația publică, cafenelele, restaurantele, astăzi funcționează în regim de comandă, deci online, și după cum a intrat ieri chiar secretarul de stat de la Ministerul Economiei, acest comerț a crescut cu 30%. Deci ea, cred că se putea de a face o estimare, să vedem totuși care ar fi fost costul atunci când acordăm ajutorul de șomaj pentru persoanele care sunt eligibile. Eu vorbesc eligibile, acele care nu au un loc de muncă. Sau atunci când se declară șomajul tehnic. Dar și aici, stimați colegi, șomajul tehnic are o noțiune foarte clară când el poate fi declarat sau staționare. Pentru că, de exemplu, pentru cei care astăzi au toate capacitățile, au materie primă și așa mai departe, dar, ca exemplu, ele și-au staționat activitatea în legătură cu decizia Comisiei, situații excepționale, în cazul de față, ei trebuie să achite două treimi din salariu. Șomajul tehnic este atunci când, din considerente economice, ce structurale, din considerente că unitatea economică nu a primit materia primă în volum deplin sau parțial,
s-a sesizat contractul cu furnizorii, în cazul de față cu Italia, și atunci este șomajul tehnic care trebuie să fie declarat la nivel de unitate. Deci ei trebuie să fi fost, probabil, evaluat această cifră, numărul de personal, care ar fi fost costurile și ulterior fi luată decizia care ar fi fost mai bună situație sau măsură. Adoptăm subvenționarea angajatorilor sau cercetarea șomajului tehnic sau acordăm ajutorul de șomaj. Pentru că iar s-a vorbit despre ajutorul de șomaj foarte mult, evident că măsura care a fost adoptată ține de cine mai mult. Ține, uitați-vă, de numărul total de șomeri care sunt la evidență la NOFM. Doar un procent foarte mic, 5-6% din ei primeau ajutorul de șomaj, cei care deci întruneau condițiile necesare, 12 luni de asigurări sociale, adică de activitate, în ultimii 24 de luni. Însă, marea majoritate a celorlalți șomeri care erau la evidență, ei nu beneficiau de acest ajutor de șomaj. În cazul de față, decizia respectivă le permite ca ei să primească acest ajutor de șomaj, numai mic decât, adică în mărime de 2075, iar cei care erau în plată, primeau mai puțin de 2.775 de lei, ei vor primi diferență. Asta e un lucru foarte bun. Mai departe, de acest ajutor de șomaj vor avea dreptul și au dreptul și cetățenii Republicii Moldova care se întorc în țară din diferite țări, unde s-au aflat în migrație de muncă. Vreau să vă spun că chiar înainte de emisiune am vorbit cu colegii de la Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă, dar după cum cunoașteți, cererile pot fi depuse și online. Apoi, online au deja circa 2000 de cereri, adică solicitări. Evident, toate aceste cereri trebuie să fie procesate, dar la ei, la evidență, se aflau doar 1000 de persoane în căutarea unui loc de muncă. Evident, că în cazul de față, dacă au dreptul, deci și cei care stau, stăteau la evidență, dar au dreptul să primească ajutorul de șomaj și orice alt cetățean apt de muncă din Republica Moldova, dar care nu are un loc de muncă, doar el trebuie să depună cererea. Pentru că măsura care a fost adoptată pentru persoanele fără venituri. Deci evident că în cazul de față ei au dreptul la acest ajutor de șomaj. Privitor la măsura fixării de subvenționare a angajatorilor, evident că este o măsură care poate fi realizată pentru acele unități economice care au posibilitatea financiară de a achita acel șomaj tehnic pentru salariații săi sau staționarea și evident să plătească și acele impozite și contribuții de asigurări sociale și medicale. Apropo și eu, când s-a declarat doar că va fi adoptată această măsură, am făcut și eu niște calcule să văd totuși ajungem noi la cele 45% sau nu ajungem. Vreau să menționez că, uitați-vă, astăzi salariatul achită ce? Achită un impozit primit de 12%, achită contribuții de asigurări sociale de stat de 6% și primele de asigurări medicale de 4,35%, adică în total achită 22,5% din salariul său. Paralel, angajatorul achită la fondul de salarizare 18,5%, de fapt, astea sunt contribuțiile sociale, și 4,35%, deci primele de asigurări medicale, adică tot 22,35%. Împreună fac, evident, 45% din fondul de salarizare, deja suplimentat cu contribuțiile pe care le achită angajatorul. Și evident că aceste sume urmează să le primească înapoi la solicitare. Mai problematică este atunci când pentru mulți angajatori mici nu au această posibilitate de a achita nici 2/3, nici 50% și evident că în cazul de față nu vor putea să beneficieze de aceste deci, subvenționări, fiindcă ca să beneficiezi, în primul rând trebuie să ai capacitatea de a achita o parțial salariul și contribuțiile și impozitele. Evident că este o problemă pentru cei care nu pot să asigure. Cum a menționat și domnul Alexandru, și eu am foarte multe sunete din teritoriu, chiar și a țară am primit, unde da, suntem salariații, unde ei menționează că suntem impuși să ne ducem în concedii forțate, fără plată, chiar dacă și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și noi ca Confederație am plasat pe site recomandările noastre, reieșind din legislația în vigoare, care ar trebui să fie acțiunile întreprinse de unitățile economice în diferite situații. Și evident, lucrul acesta trebuie să fie luat de comun cu
organizațiile sindicale, unde ele sunt, cu reprezentanții salariaților, unde nu sunt aceste organizații sindicale, să vadă ce se poate de făcut la o etapă sau alta, cum putem să menținem salariații la nivel de unitate. Pentru că dacă să vorbim despre cei care nu au capacitate de plată parțială a salariului și ei mențin salariații și fără plată, evident că ei nu, nici de cum nu pot beneficia de ajutorul de șomaj. Și eu nu înțeleg cum el poate să primească și salariul și ajutorul de șomaj. Asta, practic, este nonsens. El trebuie să fie, în primul rând, disponibilizat de la unitate economic și, de urmă, să adreseze la agenții de ocupare forței de muncă, fiindcă acolo se verifică persoana are un loc de muncă, are un venit, are poate o firmă undeva care activează pentru dânsul. Deci aici e situația când trebuie să fie lucrul acesta verificat. Evident că trebuie să fie analizat probabil mai detaliat și eu consider că asta trebuie să o facă autoritățile, să vadă care ar fi posibil varianta cea mai bună pentru a fi aplicată pentru angajatori și pentru salariați. Evident că noi vorbim în cazul de față despre angajatorii din sectorul real al economiei, pentru că bugetarii, după cum cunoașteți, situația este clară. Vreau să spun că atunci când s-a luat decizia, prima decizie de a asista activitatea instituțiilor de învățământ, instituțiilor preșcolare, deci s-a luat această activitate, dar nimic nu s-a menționat în acel ordin despre dar ce vor face salariații, unde se vor afla ei, vor fi la locul de muncă, vor fi acasă sau ce va fi. Și evident, în acest context, sindicatele, Confederația Națională a Sindicatelor a elaborat niște recomandări către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și vreau să spun că rezultatul a doua zi a fost emis o circulară de către minister adresată tuturor autorităților publice locale, prin care s-a menționat că, uite, în cazul staționării sau stopării procesului de studii, toți pedagogii, toți profesorii vor primi salariile integrale și cu atât mai mult s-a indicat că categoric este interzis ca unii sau alții, altul personal să fie trimis în concedii forțat sau în concedii ordinare. Ei toți trebuie să află la serviciu. Mai departe, a zădut situația, s-a prelungit lucrul acesta, dar situația este clară, toți lucrează de la distanță, deci profesorii vor primi salariile integral, cât mai mult că și pentru celelalte plăți suplimentare care erau prevăzute conform legislației. Evident că este un lucru benefic. Vreau să spun că noi ținem contact permanent cu conducerea ministerelor. Ultima întrevedere a avut loc dintre conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor și a Federației Sindicale Sănătate cu doamna Dumbraveanu, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, chiar luni acum, la care s-au discutat mai multe aspecte legate de situația în sistemul sănătății Republicii Moldova, legate de personal, legate de salarizare, deci de mai multe aspecte de echipamente. Și vreau să spun că ținem în legătură directă cu responsabilii. Evident, propunerea ar fi multe, dar și aceste propuneri le-am pus pe hârtie să vedem ulterior cum am putea să le implementăm, fiindcă în cazul de față noi, salariații, deci depindem de angajatori. Dacă angajatorii sunt inima, motorul, deci economie naționale, salariații sunt, aș spune, oxigenul acestei economii. Și evident că, în primul rând, trebuie să susținem angajatorii, să susținem ca ei să se mențină pe piața forței de muncă, fiindcă ei sunt aceia care mențin locurile de muncă, care creează aceste locuri de muncă și noi pe ei trebuie să susținem ca ei, funcționând, să poată avea grijă de salariați. Evident că acel angajator care se gândește la ziua de mâine, care fără un personal calificat nu se poate să muncească, el va menține acel personal la nivel de unitate. Dar eu mă gândesc la acel personal care, uite, nu poate să muncească, poate angajatorul nu poate să-i ofere un loc de muncă. Evident că o soluție pentru această persoană ar fi demisie. Evident că, de cum el nu poate fi eliberat în legătură cu lichidarea unității sau cu reducerea statelor de personal, fiindcă lucrul acesta trebuie să fie stabilit. Dar o demisie ar putea să existe în principiu. Și atunci, dacă acest salariat a avut și un salariu mai decent, a avut un salariu mai bun, pentru aceste persoane, în principiu, în vigoare rămâne condițiile de acordare a ajutorului de șomaj, dependență de vechimea muncă asigurată acestei persoane, și 5 luni, 7 luni, și 9 luni de zile, și mărimea depinde de salariul pe care l-a avut această persoană. Evident, noi ca reprezentanți ai salariaților nu trebuie să vorbim despre acest lucru, că uite, aceasta ar fi o posibilă soluție. Asta nici de cum nu poate fi o soluție. Dar dacă angajatorul nu poate să-i ofere un salariu, și lucrul acesta este clar în continuare, că nu va fi
nici luna viitoare, nici dintre 2 sau 3 luni de zile, evident că o soluție ar fi totuși ca el să primească un ajutor de șomaj, mai mult, nu acele 2.735 de lei, fiindcă această sumă va fi valabilă doar pe perioada stării de urgență, adică luna aprilie până la 15 mai sau 16 mai, asta e tot. Deci, în celelalte perioade, deja va funcționa legea de bază, legea 105, privind ocuparea, promovarea ocupării forței de muncă. Deci, aici, noi trebuie să vedem cum vom proceda, ce vom face, dar evident, clar este că nu trebuie să fie adoptate măsuri care ar diminua drepturile și garanțiile salariaților. Nu trebuie să fie adoptate măsuri care ar înrăutăți, deci, legislația muncii. Sunt mai multe aspecte aici care ar trebui să fie luate în considerație. Cred că o să avem posibilitatea să mai discutăm parcursul conferinței. Mersi mult, domnul Sanciuc. Și acum vreau să o rog pe Vladimir, că și domnul Sanciuc a menționat acest lucru și evident pentru toți, de angajatori foarte mult depinde astăzi. Din ce măsură vor avea posibilitatea să plătească salariile? Știm deja și apelul celor de la Guvern, Ministerul Finanțelor, zice că plătiți salariile. Auzim că unele întreprinderi deja spun clar că cum să plătim salarii dacă nu avem venituri. Care este reacția? Care sunt propunerile de fapt din partea patronatelor? Bună ziua! Ileanu spune Vladislav. Sorry! Da. Eu pe departe sunt ca să începem discuția de genul cine este mai biet în situația aceasta. Întreprinderile sau salariații. Nici nu m-am gândit, dar totuși, din multitudinea de posibilități pe care le au angajatorii solicită sau cel puțin utilizează acele instrumente pe care le sunt mai convenabile. Și sunt departe de să spun că mai convenabile nu înseamnă mai ieftine. Exact asta înseamnă. Ei încearcă să aplice acele măsuri care le vor permite să ajungă la finalul acestei situații cu pierderi minime. Sau ce obțină vine ar fi ca să nu pierdă nimeni nimic. Dar totuși situațiile sunt diferite. Ele au o dispersie foarte, foarte mare. Pe lângă cei cărora chiar le se măresc salariile, cărora activitate este în creștere și vreau să spun că este o categorii de întreprinderi din domeniul alimentar a căror venituri sunt în creștere și acolo sunt posibilități de a majora și cred că aceste lucruri s-au întâmplat, până la cei care nu pot realiza absolut nicio activitate. De exemplu, celor din sectorul servicii sau celor din sectorul mai degrabă servicii, cum spune frizieri sau alții care nu își pot realiza altfel activitatea. Pur și simplu, nici prin vânzări online, cum fac alte domenii de vânzări. Dar totuși, aici sunt situații pe care le aplică angajatorii. Marea majoritate sau o bună parte din angajatori, cei care s-au ciocnit de situația reducerii economice, de reducerea fluxului de mărfuri, de reducere, de stopare a circuitului economic sau a produselor din lanțul valoric, mă rog, se întâmplă diferite situații, marea majoritate aplică șomajul tehnic. Deci, asta este un răspuns pentru ei, din simplu motiv că el este unul mai ieftin și mai benefic pentru ei. Să înțelegeți că angajatorul aici e în dublă ipostază. Pe de o parte, pe ambele părți acestei ipostaze stau două extreme. Una de a păstra salariatul și de a-i plăti salariul integral. Și alta este de a-l concedia totalmente. Dar această dublă ipostază și această alegere o face fiecare angajator separat pentru sine, gândindu-se în dependență de factorii pe care îl constrâng pe el. Da, vă dați seama că întreprinderile mari care sunt, ei încearcă în fel și chip să păstreze acel capital uman pe care îl dețin, precum că cu atât mai mult că au investit în acest salariat și își doresc aceștia să rămâie, să continue activitatea și după. Și atunci angajatorul nu va fi nevoit prin schimbul de personal să investească iarăși. Dar asta este marea problemă. Este alt subiect care a fost foarte actual până la
până la această criză, când noi nu aveam salariați, propriu-zis. Nu era, piața forței de muncă era cam falidă în cazul ăsta. Și din partea aceasta mai este o constrângere. Deci, sincer vă spun, dincolo de acele posibilități pe care există, angajatorii folosesc mecanisme pe care le vin mai comode. În dependență, dacă să luăm o serie de statistică, așa, dacă vreți, așa cum se procedează, întreprinderile mici și mijlocii, cei care au puțini angajați sau cei care au rentabilitate scăzută, preferă să utilizeze, să disponibilizeze personal. Da, asta este o realitate în care noi trăim. Așa este. Ei nu au de activitate și nu pot să-și păstreze. Dar nu întotdeauna acest lucru se întâmplă imediat. Fărădor și poate pentru o perioadă anumită ei până la urmă păstrează personalul, dar acest lucru se întâmplă mai des cu avansarea în situația excepțională. Întreprinderile medii care au venituri mai mari și care au avut, mă rog, circulație financiară mai mare și care au avut un venit sau cel puțin mai crescut, aceștia pot să-și permită să menție pe o perioadă mai îndelungată persoană, dar evident acele măsuri care au venit din partea statului cu privire la scutirea de impozit, dar restituirea impozitului, după mine, pe de o parte, este și bine, dar este și rău. Eu înțeleg din ce cauze statul a făcut anume așa mecanism, prin simplu motiv că este mai ușor de controlat să vezi cine și cine este. Pe de altă parte, este o situație nu prea plăcută, din simplu motiv că angajatorilor care nu au lichidități și vor să menție personalul în fel și chip, le vor fi foarte dificil să urmeze această practică. Ori vor fi nevoiți să se îndatoreze pentru a menține salarizarea, ori vor fi forțați să disponibilizeze personalul. Mă rog, în toată gama de posibilități pe care este acordată. Acum, de ce nu se prea folosesc celelalte mecanisme? Concediile, de exemplu, cele care sunt nefolosite în perioadele anterioare, sau de ce nu prea se folosesc? Din simplu motiv că, iarăși, este necesar de lichidități pe care trebuie să le dai. Dar de ce este necesar lichidități? Din cauza legislației care prevede că cu 3 zile înainte de ieșire în concediu trebuie să plătești acel salariu, indemnizația de concediu anual, și iarăși este o problemă. 3 zile înainte, poate să nu ai posibilități financiare la moment, este o altă problemă. Munca la distanță, deși ea se folosește, dar totuși are o parte birocratică în sine care ține de modificarea contractelor individuale de muncă, anume acelor anexe care sunt necesare. Și acordul salariatului respectiv și semnarea la oficiu a tuturor documentelor care sunt sateliți aceste schimbări a condițiilor esențiale de muncă. Mai avem o altă parte care a fost implementată sau a fost introdusă în legislația noastră, staționarea. Ea se privește a fi una mai scumpă și mai puțin utilizată, dar totuși ea este utilizată în preponderent pentru întreprinderile a căror, mă rog, venituri sunt destule și cei care au asigurare, mă rog, se asigură, sunt asigurați financiar. Deși în realitate unele întreprinderi, ce drept sunt foarte puține, ne semnalează și faptul că ei au majorat statele lor de personal, în sensul că au mai angajat persoane încă. Mă refer și la acel moment la care a fost menționat de colegi, de posibilitatea ca și salariații să lepe de salariu, să lepe de angajatorul și să-și ia, mă rog, să ducă să-și ia ajutorul de șomaj. După mine, și ulterior se întoarcă înapoi repejor la angajator, după mine lucrul este mult prea imposibil, de simplu motiv că o evidență totuși este, chiar dacă
din perspectiva inerției sistemului, acest lucru poate fi permis și într-o situație în care el poate să existe, atunci ulterior se va solicita rambursarea acestor sume într-un fel sau altul. Eu nu pot să-mi închipu că asemenea situație se va realiza într-un fel sau altul. Mai este un moment, este așa adevărat faptul că și noi am menționat și membrii Confederației am menționat anterior că ajutorul de șomaj, așa cum este el, în situații, dacă merge vorba comparație cu sectorul rural, el se primește mult prea atrăgător, nu numai ajutorul de șomaj, dar și ajutorul social. El este mult prea atrăgător pentru unii cetățeni, pentru a nu face nimic, deci a primi numai aceste indemnizații și nu a se încadra în activitatea sa de muncă. Noi am avut și niște propuneri în acest sens, dar în fine, cred că aici este necesar de gândit acest sistem și de revăzut, poate, într-o măsură anumită. Vă mulțumesc foarte mult, Vladislav. Eu vreau să te rog să te gândești la o întrebare. Nu știu, poate nu este neapărat legată de subiectul nostru, dar este indirect legată. E vorba despre salariile în plic, salariile practic pe hârtie. În ce măsură este această criză ar putea să ofere oportunitate pentru a trece salarizarea în sectorul real, în general, pe plăți prin virament, pe plăți, deci excluderea cash-ului în general din toate plățile existente, fiindcă probabil situația curentă este una complicată, este grea, dar în același timp îi oferă și multe oportunitate pentru multe reforme care ar putea să genereze anumite soluții pe viitor. Trebuie să te gândești la întrebarea asta și dacă ea, într-un fel, poate fi luată în considerație pe termen mediu-lung pentru situația de revenire de după criză. Eu, să vă spun sincer, această oportunitate există. Într-adevăr că scăderea activității economice care este, cred că în primul moment au fost afectat cei care sunt în economie formală. Cu certitudine și cei care primesc salarii în plic. Mai mult decât atât, o să dea de înțeles acelor salariați sau pseudo-salariați care se află în relații neformale în cadrul activităților sale, să înțeleagă că ei nu sunt asigurați, să înțeleagă și mai mulți că ei nu sunt asigurați. Acum, plecarea lor la Agenția Ocupării Forței de Muncă, într-un fel, cam nu-i preface pe ei eligibili. Să-și primească măcar acel 2775 de lei. Acest lucru poate să existe. Și după mine, exact este o oportunitate ca să amplificăm înțelegerea celor care sunt actorilor din economie informală, când informalitatea este mai prost decât informalitatea. Asta vreau să spun. Mersi mult, Vlad, și acum vreau să-l rog pe Dumitru. Iată, cumva ai reușit să auzi practic toate punctele de vedere. Tu ești la moment în Londra și ai și o înțelegere puțin mai globală, dacă vrei, a măsurilor care se întreprind la moment și pe termen scurt și eventual soluțiilor care pot fi gândite pe termen lung la revenire. Te rog frumos, Dumitru, să vii cu propunerile tale, cu input-ul tău, te rog. Da, eu vreau ca să înțelegem contextul. Piețele financiare, acum vreo 3 sau 4 săptămâni, deja prețurile dădeau de înțeles că atât cea mai mare recesiune de când am avut depresia din 1933. Da? De-abia acum, FMI-ul a venit oficial cu anunțul că într-adevăr este cea mai mare recesiune de atunci. Deci vreau să zic că asta înseamnă că, de fapt, comportamentul participanților în economie deja era mult mai îngrijorat decât însăși autoritățile. Și mie mi se pare că asta și-a fost motivul pentru care autoritățile, spre exemplu, Marea Britanie, Franța, Germania sau alte țări, în primul rând ce au făcut, au înțeles că va fi o fel de criză pe termen scurt, de 2-3 săptămâni, și o revenire în formă de V, și respectiv merită, are sens să păstreze intact toată economia, pentru că noi vom reveni foarte curând. Asta cred că a fost înțelegerea de la început. Toată lumea a făcut asta, mai ales cei care au acces la lichiditate nelimitată. Și are sens pentru că criza din 2008, 2009, 2010, indiferent cum ne uităm, arată că, de fapt,
revenirea după crize, după ce alungi lumea, înseamnă, e foarte, foarte nevoiat. Și respectiv, guvernele au fost direct tranșant, respectiv, acoperim toate costurile. Asta a fost nasoală. Mie îmi pare că, la moment, și guvernele din țările în care noi suntem încearcă să înțeleagă că, de fapt, noi nu trecem printr-o criză în formă de V și noi nu ne vom reveni curând. Și nimeni nu are siguranță că în mai sau în iunie, când noi vom ridica restricții de carantină, nimeni nu are nicio siguranță că în toamnă iar vom fi în carantină. Asta înseamnă că, dacă eu acum ca autoritate, adică eu spun, eu ca cetățean sunt fericit să-mi plătească 25% în salariu, da? Iar acum dacă ne ducem în partea la strategic sau în partea unui administrator, unui stat, indiferent ce stat ești, în cazul ăsta, înseamnă că eu aș plăti salariul cuiva, păstrez economia intactă, de exemplu, două luni, până iunie, îi dau drumul lui să meargă înapoi la serviciu, în întreprindere, și în toamnă iar îi plătesc salariul. Fiindcă a doilea sau treilea va probabil că o să vină. Noi nu știm cât vom fi infectat, nu știm cum va funcționa. Coreea de Sud, dimineața, astăzi a anunțat foarte clar. 52 persoane, dacă nu greșesc, din persoane care au fost deja tratate, ei au fost depistat iar pozitiv. Idei nu avem cum merge. Acum, ca să înțelegem, pentru mine, ca cetățean, eu cred că da, e cel mai bine să plătesc subvenționez, să plătesc toate costurile, să plătesc salariul cum este, să plătesc locul de muncă cum este. Asta ca cetățean noi toți ne dorim. Iar acum, dacă tu vrei strategic să vorbim, oare Germania e fericită cu economia sa în care este, să o păstreze intact? E fericită și crede că este destul de competitivă ca să păstreze și pe viitor să rămână în formă care este? Sau nu? Probabil că ei sunt fericiți cu ce este. Deci, în Marea Britanie, noi cred că ei toți sunt fericiți fiindcă stau pe servicii. Majoritatea toată lucrează la distanță. Dar acum, oare România sau Ucraina sau Moldova e fericită cu economia pe care o avem noi acum? Eu din ce înțeleg din mesajele de la guvernanță că ei nu sunt fericiți. Și eu sunt de acord cu aprecierea, deși nimeni nu spune oficial, eu sunt de acord cu aprecierea că de fapt e o forțare a creșterii frumajului. Eu sunt de acord că este o motivație pentru oameni care de fapt să scrie demisia și sunt în șomaș, fiindcă ca să primească cei 2775 lei, de exemplu. Și ce înseamnă asta din interpretarea mea? Înseamnă că guvernul nostru are înțelegerea, e mai bine să creștem pulul de șomeri, ca după atât din pulul ăsta de șomeri noi să înțelegem plus oameni care vin din diaspora și cel mai probabil că nu vor reveni în Italia, Spania, fiindcă Italia, Spania va avea probleme lor. Acum, din pulul ăsta de oameni, din cei care vor fi șomeri, ce vom face cu ei? Asta cred că va fi cea mai mare provocare. Iar acum, propunerea mea, ce aș îndemna, ce aș gândi eu, e că deja ai, probabil, aș spune, probabil mai mult de jumătate din efortul guvernamental, ar trebui să gândească ce vor face după criză, pentru că toți femeile ăștia vor trebui să fie angajați undeva. Și vreau să spun, dacă un inginer de la o industrie, nu știu, dintr-o fabrică de ciment, de exemplu, spre spunem, este șomer, acest inginer are deja acele, nu știu, skill-uri, probabil nu va fi angajat înapoi la fabrică de ciment. Nu, spre spunem că nu. Cred că de pe acum, statul sau agenția de ocupare forță de muncă ar trebui să înțeleagă care este abilitățile acestuia și deodată de acum deja să gândească că atunci când fabrica de covoare, spre exemplu, se va deschide iunie pentru că omul, nu știu, va procura covoare, de exemplu, imediat atunci sau deja în aceste două luni cât nu avem noi să încercăm să antrenăm omul ceala ca el când deschide să ajungă redirecționat să fie în altă poziție. Fiindcă noi ajungem într-un moment în care statul va deveni mai important ca sectorul privat și noi asta vom deveni. Fiindcă noi avem înțelegerea că după pandemie consumul va scădea. Când scade consumul, trore există și sectorul real se va micșora, fiindcă nu va avea cine consuma. Respectiv, va trebui să fie statul cel care va consuma mai mult, cel care va iniția procesele economice. Și în cazul ăsta, ce încearcă poate să facă unii state să realoce resursele. Adică, în primul rând, noi avem obiectivul să dăm bani 2075 la toți, dar puțin, dar la toți. Acum avem acea resursă de bani, păstrăm mai mult bani pentru relansare, 1, și 2, acel pool de șomer se redirecționăm spre proiectele sau ce și vrem să facem noi după relansare. Poate sună fantazist, dar
Eu cred că guvernele și în partea de Austria sau în partea asta a Europei încep să se gândească mai mult la relansare, fiindcă costurile economice care le vedem noi acum, de exemplu, încep să depășească costurile omenești în termen de decesuri. Unele țări deja este mai comod să moară o parte de oameni, cei care sunt infectați grav, tare gravă, decât să oprească toată economia. Și respectiv, economia va fi total diferită și are, cred eu, sens mai mult să realoce resursele. Pentru că următoarea, probabil, 5 sau o decadă, vom avea ponderea statului în economie va fi, probabil, mult mai mare. Cineva râde de Belarus, dar eu am impresia că Belarus la moment este într-o poziție bună, în sens că ei deja statul gestionează economia. Nu m-ar mira ca în țările săraci cum suntem noi să ajungem într-un moment în care noi să ajungem pe Belarus la pondere. Și aici acest lucru se referă despre România și Ucraina. Cam asta ar fi, dacă vorbim de mediu sau termen lung. Dorința mea e să realocăm acei șomeri în proiectele pe care noi țara sau cine își plănește să le facă după revenire. Dar trebuie să ne pregătim pe acum. Două luni mai avem, o lună, două. Păi, iată, ca să ne pregătim și eventual ca să înțelegem mai bine ce măsuri ar trebui să întreprindă autoritățile în acest sens. Iată, pe de o parte, Uniunea Europeană ieri a declarat, practic a oficializat acest ajutor pentru vecinătate. Moldova urmează să beneficieze 87 de milioane de euro. Probabil jumătate din aceste fonduri urmează să fie direcționate pentru a redresa impactul imediat sau curent generat de COVID, fie că este vorba de sectorul sănătate, fie că este vorba de alt sector. Dar o altă jumătate ar putea fi direcționată pentru, sau mai, chiar mai mult de jumătate din aceste fonduri, pentru măsuri guvernamentale post-criză. Pe de altă parte, FMI a anunțat deja de mai mult timp că este dispus să ofere un suport macrofinanciar legat de această criză. Care sunt măsurile autorităților? Cum ar trebui să gândească, vorbind despre sectorul real, vorbind despre întreprinderi, vorbind despre salariați, care trebuie să fie, știu, două, trei măsuri care deja ar trebui să le implementeze și o măsură, două, care trebuie să fie gândită, eu știu, peste o lună, două deja. Eu cred că cea mai importantă acum e guvernul să vină cu un plan să spună cum ei văd ce va fi după revenire și ce sectoare vor fi prioritare pentru această economie. Eu să înțeleg că prioritar nu e nici Horeca, nici altfel sectoare. Dacă ei vin clar cu mesaj, uite, noi vrem să ne specializăm în, nu știu, în industria de mașini, de exemplu, da? Sau că e genul ăsta. Dacă tu vii cu așa mesaje, cred că e mai ușor pentru agenția de ocupare a forței de muncă să ia toți inginerii care lucrează, de exemplu, în industrializare, în alimentație publică, de exemplu, să reeduce, dar nu e ce reeduca, el e inginer, nu este nevoie de multe reeducare, dar tu poți, de exemplu, două luni de zile să-l echipezi ca atunci când să revenim și guvernul are prioritate pentru industria de mașini, și guvernul are de gând să dea credit de taxe sau să dea credite la dobândă zero sau garanții de stat sau, pur și simplu, să cumpere echipamente pentru unele fabrici care sunt industrie de mașini, pur și simplu, tot inginerul cel trebuie să-l realoze deodată imediat să treacă acolo. Același lucru se întâmplă cu infrastructura. Nu are sens să plătești salariul, de exemplu, unui, fără să spărai, chelnerul unui dintr-un oficiu, chelnerul unui restaurant, dacă tu știi că restaurantul nu va fi, nu va exista în 2-3 luni, are sens că în aceste 2 luni tu mai bine să înveți ce înseamnă totuși cablajurile și atunci când tu vei deschide să investești în drumuri sau să faci, nu știu, autostrada, nu știu ce băut, de exemplu, Chișinău sau ce porțiuni de acolo, sau deja acum să o înțelegi, să o echipezi, cum îmi spune cablajul. Pe mine asta ar fi. Una, să vină cu un plan să zică ce înseamnă pentru înșire redresare, care sunt planurile sau proiectele sau ce sunt sectoarele și doi, asta ar însemna că banii pe care credem că noi putem să-i obținem de psihotare, să-i investim pur și simplu în reeducarea acelor abilități pentru sectoarele care noi avem nevoie. Marcel, dar tu ce crezi? Conectează microfonul. Eu am multe comentarii, eu abia mă abțin să mă intervin. În primul rând, această orientare a discuției înspre faza post-criză un pic mă deranjează, pentru că dacă
facem o analogie cu bolnavii de COVID și cineva care este internat cu coronavirus, da? Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă toți medicii în jurul lui, acelui bolnav, ar începe să vorbească despre cum îl vom angaja pe acest bolnav de 40 de ani, după ce îl vom lecui, ce vom face cu el, care va fi viața lui după ce îl vom lecui, nu? În momentul în care ești într-o criză, în momentul în care ești îmbolnăvit și economia acum traversează o situație de boală, da? Dacă vreți. Putem să facem analogie, cred că toată lumea va fi de acord. Da? Eu cred că trebuie să se canalizeze eforturile tuturor actorilor înspre a atenua simptomele acestei boli, înspre a atenua efectele acestei boli. Cu alte cuvinte, a încerca să salvăm cât se poate de salvat din economie, da? Cu resursele de care dispune statul. Și aici eu cred că discuția trebuie să fie foarte concretă. Da? Ministerul Finanțelor a calculat. Ajutorul de șomaj costă 264 de milioane de lei. Deci banii ăștia sunt. Ok, 264 de milioane de lei. Banii se dau la un fond care era de 52 de milioane de lei pe tot anul, ajutorul de șomaj. Da? Pe tot anul. Ok? Și întrebarea este, la care nimeni nu a răspuns. De ce banii ăștia, 264 milioane de lei, puțin, da? Se dau la șomeri, dar nu se dau la salariați. De ce omul trebuie neapărat să iasă în șomaj pentru a beneficia de acești bani? De ce nu poate el să rămână în firmă, să îi se suspende contractul și el să primească acești bani? Ce schimbă asta? Efectiv, ce schimbă asta? Eu știu ce schimbă. E mai complicat pentru firmă să facă toate procedurile și, bineînțeles, că în multe firme mici e mai ușor să dai oamenii afară decât să ții. Deci, practic, asta este o întrebare. Și banii ăștia nu sunt puțini. Dar să înțelegi, 264 de milioane de lei acoperă șomajul tehnic pentru 2 luni de zile, pornind de la calculul salariului mediu pe economie, pentru 33.000 de oameni. Pentru 33.000 de oameni. Da. Dumitru, ce vrei să răspunzi lui Marcel la comentariul lui? Am văzut că vrei să... Eu n-am calcule diferite pentru mine, probabil eu mai mult calculez, fac modele decât vorbesc, dar din înțelegerea mea, dacă mă poate ajuta cineva din reprezentant, șomajul tehnic ar fi 75%, sau propunerea care vinde a unii partide, 75% din salariu, dar nu mai mult de salariul mediu pe economie. Salariul mediu pe economie e 7.000. Spunem că noi ajungem la o înțelegere că noi nu plătim mai mult de 5.000 de lei pentru șomaj tehnic. Presupunem că doar mai mult de 5.000 de lei. 5.000 de lei asta este mai mult decât e mai mult decât 2.875. Noi suntem de acord, da? Acum, din partea unui stat e mai ieftin să plătești șomaj tehnic la toți care sunt informal, pentru că cei care sunt informal nici așa nu primea salariu. Mai bine să-i ajut pe toți puțin decât să-i ajut mai mult, dar mai puțin o persoană. Doi, nu are sens să fie un om care stă la lucru, care nu lucrează, să obțin și mai tehnic și primească bani, pentru că tu nu ai încredere că tu vei reveni în acel job. Tu nu știi dacă întreprinderea va mai exista în 2 luni. Și dacă tu faci chestia asta de pe acum, tot înseamnă că în toamnă iar ai să faci chestia asta. Fiindcă tu, dacă acum ai plătești și mai tehnic 85%, în toamnă când noi venim a doua leva sau nu știu dacă noi să ajungem până în toamnă, fără doar leva, nu te arăți să faci. Adică, eu vreau să spun un singur lucru. Ca angajat, eu îmi doresc guvernul să-mi plătească subvenția de 75%. Ca angajator sau ca administrator de stat, e mai ieftin să plătească și mai tehnic puțin, dar la toată populația. Adică, eu așa gândesc, cred că depinde ce parte suntem la baricade. Te rog, Marcel. Dumitru, eu înțeleg perfect raționamentul tău. Eu înțeleg perfect, da? Eu nicăieri nu am zis că statul trebuie să plătească șomajul tehnic, așa cum este definit el acum în România, 75%, da? Nu am zis asta. Am calculat pe baza șomajului tehnic din Republica Moldova, care este 50%. Asta în primul rând. În al doilea rând, dacă am face calculul nu pe șomajul tehnic integral, ci pe 2775 de lei, adică efectiv susținerea statului pentru oamenii aflați încă în relații de muncă să fie 2775 de lei. Exact aceeași cheltuială. Da? Exact atâta să cheltui statul. Ok? Asta ar acoperi și mai mulți oameni. Nu 33.000, ar acoperi peste 40, aproape de 50.000 de oameni. Ok? Ei să primească același șomaj tehnic, dar în situația
același șomaj, ok? În același șomaj, în situație de șomaj tehnic. Și nu uitați că șomajul tehnic este în primul rând șomaj. Adică același termen este utilizat. De ce în asigurarea de șomaj sare în vedere șomajul când ești în afara relațiilor de muncă, iar șomajul tehnic nu poate fi, nu poate fi considerat. Mie mi se pare un pic surprinzător că în această discuție foarte mulți și ieri în conferință, foarte mulți de parcă ar justifica guvernul și de parcă s-ar poziționa în, în rolul guvernului. Da? Noi suntem totuși într-o societate în care negociem, da? Sindicatele au opoziții, patronatele au alte poziții, guvernul au alte poziții. Acum, parcă majoritatea din cei care vorbesc se pun în pielea guvernului și uite cât e de greu guvernului. Da? Deși finanțe vin. Ok, dacă jumătate din banii care vin de la Uniunea Europeană s-ar aloca către susținerea economiei, această sumă ar fi aproape identică cu estimarea impactului măsurilor economice din, din hotărârea guvernului. Da? Deci, impactul măsurilor alea din hotărârea guvernului este supraestimat, după părerea mea, cel puțin jumătate, da? Este de în jur de 800 sau 900 de, de milioane de lei. Da? Jumătate din banii care vin de la UE sunt exact 800 sau 900 de milioane de lei. Okay? Deci, numai banii care vin de la Uniunea Europeană ar putea acoperi toate măsurile estimate, da? Eu cred că ele scot mult mai puțin. Ok. Deci, asta este întrebarea fundamentală. Da? Dacă să vorbim concret, de ce banii alocați, ăia real alocați, nu cei care sunt subvenționați și așa mai departe, dar cei real alocați, 264 de milioane de lei, ei sunt orientați în afara relațiilor de muncă și nu sunt orientați în menținerea relațiilor de muncă. De ce lucrul ăsta se poate face în țări cum România sau Franța sau Germania? De ce se poate? Dar Moldova nu se poate face. Pentru că Moldova are un alt concept despre cine trebuie să plătească șomajul tehnic. Ok, dacă toată lumea este de acord cu guvernul, îți scuze, stăm gândul. Eu nu am decât să mă bucur pentru că există un asemenea consens și o asemenea solidaritate a patronatelor și sindicatelor și a repetelor cu guvernul în această perioadă. Adică eu m-aș fi așteptat ca revendicările să fie mult mai, să zic, nu vreau să zic agresive, dar să fie mult mai agresive. Vladislav, ce ați răspuns la această întrebare? Propunerea lui ar fi acceptabilă pentru patronat și sindicat sau nu? Haideți să ne uităm așa cu privire mai generală asupra acelor dezbateri care, la care sistem astăzi. Deci sunt două concepte, ele în principiu nu se contrazic unul pe altul. Haideți să vedem așa. O parte spune că dați-ne acum să trăim, altă parte spune că haideți să vedem ce se întâmplă ulterior, să ne relansăm, să vedem ce facem. Asta este realitatea în care suntem noi. Deci eu, după conceptul meu, fiind și negociator, înțeleg ambele poziții. De ce așa și nu așa? Nu, ne-ar fi absolut indiferent, sincer vă spun, din perspectiva angajatorilor, poate undeva și mai atrăgător ar fi faptul ca să dea salariaților. Deci asta ar însemna că îi menține salariatul, asta însemna mai multe beneficii pentru întreprindere. Dar totodată înțeleg și alte momente că cei care nu vor putea nici în asemenea situație să se păstreze puterile și forțele, până la urmă vor recurge la situații de concediere și la alte măsuri. Deci, din perspectivă economică, cred că eu aș fi de acord că noi, până la urmă, să păstrăm maximum forțe posibile și maximum posibilități și maximum finanțe posibile pentru perioada de după. Deci, eu, acum noi poate, ne fiind acolo, ne fiind înainte, cred că ne gândim așa, poate mai lăsător. Da, indiferent ce n-ar fi, că noi nu putem să estimăm ce o să fie peste o lună, două de zile. Dar totuși, un efort considerabil va fi necesar. Va fi necesar cu certitudine. Și aici, acel efort necesar fără finanță și fără asigurare economică, ea nu va fi posibil. Și să epuizăm posibilitățile noastre în perioada aceasta, cred că nu este rațional. De ce undeva suntem solidari cu ceea ce a făcut guvernul, poate nu între toate, nu în toate măsurile, că în principiu astea sunt mai mult măsurile guvernului, din simplu motiv că acestea au fost mai puțin consultate cu partenerii sociali. Deci noi le-am propus în multe feluri, ce drept ele nu sunau chiar în felul ăsta cum au fost
elaborate și cum au fost propuse, dar în fine, este o măsură pe care încercăm să ne adaptăm, că nu o putem schimba acum, este ceva mai diferit. Noi putem să venim mai agresiv, putem să venim, dar asta nu va aduce efecte nimănui. Deja bulgărul de zăpadă merge și ori încerci să îi îndrepți calea unde este necesar, ori te pui în fața lui și el te doboară jos și duci mai departe. Poziția noastră e clară. Domnul Sanciuc, vă rog, te-ați răspunde. Da, mulțumesc, domnule Ioan. Eu, în principiu, foarte mulți ani am lucrat la guvern. Am fost și din partea cealaltă, acum sunt din partea, cum ar fi al salariaților. Noi suntem parteneri sociali, și patronatele, și sindicatele, și guvernul. Și în cazul de față, evident că toate politicile sunt elaborate, măsurile propuse, ele trebuie să fie consultate, agreate. Noi înțelegem că, și cum am discutat și cu, în cadrul biroului executiv al Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, acestea sunt primul set de măsuri adoptate de către guvern, reieșind din acele mijloace financiare care au fost evidențiate. Evident că au fi și alte îndreptări sau direcții unde ar putea fi fost utilizați acele 264 de milioane de lei care au fost suplimentat fondul de șomaj. Important este ce vom face în viitor cu aceste 87 de milioane de lei, fiindcă evident că am analizat în perioada asta când s-a început epidemia, ce se face în mai multe țări din Uniunea Europeană, alte țări, ce se face la noi. Evident că acolo unde sunt posibilități financiare enorme, statul alocă și 800 de euro pentru fiecare salariat absolut. Alocă sute de miliarde de euro pentru a relansa economia țărilor respective. Evident că în cazul de față trebuie să vedem împreună partenerii sociale, adică ca să fim noi consultați unde urmează să fie canalizați aceste 87 de milioane de euro, fiindcă exemplul României este un exemplu foarte bun. Acolo au fost alocate din acel peste 1 miliard de euro, 300 de milioane de euro anume pentru ajutorul de șomaj în cadrul șomajului tehnic la unități. Și evident că achitarea se face prin agențiile de ocupare forței de muncă. Eu menționez că da, propuneri pot fi foarte multe. Noi trebuie să avem un consens. La urma urmei, responsabilitatea este a guvernului. Dar cu noi trebuie să fie consultate aceste propuneri, aceste măsuri și evident că banii care vin de la UE trebuie să fie canalizați concret pe programe. Și atunci să vedem ce este mai important. Dar important cred că este să menținem și mediul de afaceri și paralel să susținem și salariații și cei care, care nu au venituri în genere. Mulțumesc! Alexandru, nu știu dacă vrei să intervii aici. Dumitru spunea despre anumite planuri de activitate, de politici care ar trebui să fie dezvoltate deja la momentul dat pentru, de către Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, de către Minister, recalificări, reorientări. Dacă ai un mic comentariu sau răspuns la propunerea și sugestia lui Dumitru? Nu știu, din păcate sau din fericire, domeniul de ocupare a forței de muncă nu este domeniul meu, adică nu sunt eu persoana responsabilă, deci eu sunt responsabil de raportul de muncă, parteneriat social. Și dacă să ne gândim la lecția învățată sau care urmează să învățăm și să schimbăm ceva, deci eu aș vedea unele modificări în codul muncii. Deci, prin ceea ce am trecut și cu partenerii împreună să ne așezăm la masă de negocieri, să facem niște, să operăm niște modificări, să amendăm codul muncii unde să fie reglementat chiar și munca la distanță, munca în condiții, mă rog. Deci, ținând cont de cei ce acum la moment ne-am trezit că nu suntem pregătiți. Ce ține de ocuparea forței de muncă, cum am spus, nu este domeniul meu, dar eu sunt sigur că o să, acum sunt, este, cum cunoașteți, legea 105 cu privire la ocuparea forței de muncă și ajutorul de șomaj. Și acolo, deci, sunt prevăzute și diferite programe de instruiri, chiar în cadrul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Deci, ei sunt niște, deci, o evidență în ce domenii este solicitarea forței de muncă, deci și ar putea să întreprindă niște măsuri pentru a pregăti sau a recalifica, mai mult ca atât că recalificarea personalului nu numai în, ca consecință a stării de urgență și a situației, dar chiar în era digitalizării, când în lume, deci tendința de a munci vine pe alt, într-un alt mod, deci, unde se
modificarea aptitudinilor și competențelor salariaților este ceva normal. Deci, 30-40 de ani în urmă să lucra, acum în majoritatea întreprinderilor nu mai este actual, este ceva depășit și schimbarea sau reeducarea, pregătirea personalului, deci este ceva normal. Și cred că asta este într-o continuă dezvoltare și tot timpul trebuie revăzut sectorul acesta. Cu atât mai mult, din cei ce am învățat la cursul a lunii martie, aprilie și nu mai știm. Alexandru, am pierdut conexiunea cu tine. Până când Alexandru se va reconecta, am să rog pe Marcel. Marcel, am văzut că tu ai ridicat o mână și ai vrut să dai un comentariu. De fapt, întâi domnul Sanciuc, te rog. Vă rog, domnul Sanciuc. Da, mulțumesc. Evident, ce ține de rolul în continuare al Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă. Practic a arătat că anual, în anii precedenți, deci acolo puteau fi recalificați în jur de 2.000-2.500 doar de persoane de șomeri, adică capacitățile erau foarte limitate, fiindcă sursele erau limitate, care erau alocate. În principiu, ei se ocupă de adulți și în cazul de față, dacă va fi un flux foarte mare de persoane noi care urmează să fie înregistrate la... Dar lucrul acesta va fi la Agenție de Ocupare a Forței de Muncă, asta înseamnă că va fi necesar să fie alocate și surse financiare pentru a recalifica, a le da o a doua profesie acelor persoane care se află în evidență la Agenție de Ocupare a Forței de Muncă și asta va fi un lucru foarte mare, suplimentar, care trebuie să-l facă împreună cu instituțiile de învățământ și împreună, trilateral, cu viitorii agenții economici, ca să fie un contract trilateral încheiat între ei, ca sursele financiare alocate pentru recalificare să dea un efect și ulterior, după finalizarea acestor recalificări, persoana imediat să fie angajată în câmpul muncii. Mulțumesc! Mersi mult, domnul Sanciuc. Marcel, te rog să intervii. Doar reconectează microfonul, te rog. Scuze. Eu aveam un comentariu general mai puțin specific decât alte comentarii ale mele. Îmi place că discuția s-a dus înspre lecții învățate și nu înspre oportunități. Mie în general nu-mi place să aud termenul oportunități atunci când este vorba de o criză cum este cea de acum. Da? Bineînțeles că Moldova are niște probleme structurale, eu cu ele am început, inclusiv subfinanțarea Agenției de Ocupare a Forței de Muncă. Asta este o problemă structurală. Da? Și suplimentarea fondurilor pe viitor este o lecție învățată. Ok. Dar atunci când vorbim despre oportunități, și aici cumva poate aș înțelege colegul de la patronate, într-adevăr, deși mie nu-mi place să vorbesc despre oportunități în acest context, pentru că eu cumva mă orientez mai mult spre cei vulnerabili, nu spre care vor beneficia de pe urma crizei, doar ca și de pe urma oricărui război, dacă tot s-a început discuția despre război, probabil că vor exista și dintre cei care vor profita de pe urma acestei situații. Da? Pentru că orice criză majoră duce inclusiv și la redistribuția valorilor, a capitalului și, dacă doriți, a activităților economice. Ce întreprinderile mari în unele sectoare de activitate, în același Horeca, dacă doriți, da? Întreprinderile care au rețele mari de restaurante, care stau pe o pernă financiară sănătoasă, ele vor traversa relativ ușor această perioadă. În plus, vor da sau nu vor da oamenii afară, în fine, e treaba lor. Dar vor putea să-și plătească chiriile, vor traversa ușor. Întreprinderile mici sunt cele mai vulnerabile. Ele vor falimenta încetul cu încetul dacă nu vor fi ajutate cu sistem. Și iată, pentru întreprinderile mai mari, mai bogate, dacă doriți, indiferent cum au ajuns să fie bogate, corect, incorrect, cu plata la plic sau altfel, această criză poate într-adevăr reprezenta o oportunitate. Și ne putem trezi în câteva luni cu concentrări masive, cu apariția unor monopoluri pe anumite segmente. Dacă într-un segment erau 10 companii, vor fi 2 companii, 3 companii și așa mai departe. Firmele care vor ajunge în faliment își vor vinde foarte ieftin stocurile, își vor vinde foarte ieftin mijloace fixe pentru a putea oarecum supraviețui. Cum ajutăm aceste companii? Cum ajutăm companiile mici? Și asta nu o să răspundă cei care dețin interes în companiile mari, bineînțeles. Asta trebuie cumva să vină și din partea guvernului, și din partea sindicatelor, și din partea patronatelor, întreprinderilor mici și mijlocii. Iată, asta este un alt subiect de discuție. Cum limităm oportunitățile pentru cei care ar putea să profite prea mult de nenorocirea informației?
Mersi, Marcel. Dumitru, văd că ești de acord cu Marcel pe, cu propunerea asta, cu abordarea asta, acestui subiect. Eu. Nu știu dacă ai are întrebare. Nu, nu am, dar sunt de acord cu că cea mai afectat sunt întreprinderile mici și mijlocii. Doi, e o realitate că vor dispărea. Trei, dacă noi mergem pe ideea de reindustrializare a țărilor din estul Europei pentru a produce pentru Europa, asta ce opțiune a produce pentru noi. Spre exemplu, dacă noi ne punem că noi am putea produce nu știu, cuptoare cu microunde, de exemplu, da? Dacă noi zicem că noi avem capacitatea asta, mie am impresia că întreprinderi mici, mic, micro, de 0, de 1, 9 persoane nu vor putea produce cuptoare cu microunde. Și respectiv, practic, noi oricum n-am să ajungem spre un monopol de unii companii și mi se pare că trebuie să fie o realitate. Și eu sunt de acord cu aprecierea lui Marcel, că noi sperăm să mergem. Dar nu am cum să vin cu o soluție pentru dânsele, pentru că nu văd cum ele vor supraviețui chiar dacă tu le-ai ajuns în pandemie. Probabil o soluție ar fi exact o abordare pe care o are și Uniunea Europeană la moment, fiindcă o parte din acest răspuns de suport financiar pe care îl alocă Uniunea Europeană la nivel central, dar și la nivelul statelor, este inclusiv direcționat pentru a susține efortul întreprinderilor mici și mijlocii. Săptămâna sau două săptămâni în urmă am avut o discuție cu reprezentanți de mai multe întreprinderi, asociații de afaceri. Vedem acolo că există mai multe, într-un fel, soluții, abordări discutate cu autoritățile. Acum, nu știu în ce măsură, nu știu, Vladislav, dacă patronatele cumva au o anumită viziune la subiectul ăsta. Ok. Din păcate, o anumită viziune noi nu am format-o. Noi, în cazul ăsta, suntem mai mult reactivi decât proactivi. Din păcate, asta este. Noi încercăm să ascultăm ce ne spun membrii noștri și încercăm să reacționăm la solicitările dânșilor. Dar așa este situația, că la moment este așa. Dar este și o schimbare de viziune în cadrul întreprinderilor și cadrul membrilor Confederației, în care tot mai mult și tot mai mult se aud voci de genul: haide să ne gândim ce facem mai departe. Unde ne ducem și cum o să ajungem noi acolo unde ne dorim să ajungem. Cu ce efort, cu ce resurse. Da, într-adevăr este așa. Probabil că în perioada ce urmează vom avea și noi o viziune clară și vom propune guvernului niște propuneri sau niște abordări mai sistemice, care vor include și perioada post. Deci asta ce vreau să spun. Mersi mult, Vladislav. Practic ne apropiem de finalul discuției noastre. Încerc să văd dacă sunt întrebări adiționale formulate în online. Deocamdată nu văd neapărat ceva aici. Atunci, pe fără asta, mi-a fără ocazia să vă invit să faceți, știu, câte o intervenție scurtă de 2-3 minute, într-un fel concluzia pe care o puteți trage în urma acestei discuții, acestei dezbateri și poate niște chestiuni la care trebuie să atragă autoritățile și tot ce interesați când vorbim despre salariați și acest sector. Cine vrea să înceapă? Vladislav, te rog. Da, eu am să încerc să generalizez. Perioada aceasta în care ne aflăm noi acum a arătat unele dificultăți pe care le avem noi în legislația noastră muncii, și anume niște rigidități pe care le avem noi, aceleași contracte, aceleași noțiuni, aceleași anexe la contract, adică acea chestie birocratică pe care o avem noi în cadrul relațiilor de muncă. Probabil că este și timpul noi să ne gândim ca cumva să punem în mișcare același mecanism, cum ar fi, de exemplu, munca la distanță, munca la calculator undeva, și să punem în mișcare acele
posibilități de informare și negociere la distanță pe care avem și de semnături electronice și multe, multe alte case care să reducă această perioadă de negociere, perioadă de semnare, de contrasemnare, perioadă care ne va permite să fim mai flexibili. Și atunci, probabil că acesta ne va ajuta nu numai nouă, dar și salariaților și vom fi mai eficienți în viitor. Deci asta vreau. Domnul Sanciu, vă rog. Mersi mult. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Groza. Evident, este o situație neordinară prin care trece țara, trece lumea, dar din experiență și din lecțiile învățate, cum a spus și domnul Spătare Marcel. Dacă am avea noi un registru electronic al salariatului, despre care foarte mult discutăm în ultimul timp, deci noi avem o evidență concretă a fiecărui salariat, unde el muncește, de când muncește, care este salariul lui, care contribuțiile achită. Și acest registru ne-ar permite să evaluăm situația și să facem diferite scenarii de dezvoltare, unde trebuie să intervină statul, unde trebuie să intervină angajatorii, ce trebuie să facă sindicatele și mai departe. Pentru că s-a modificat foarte mult legislația muncii, dar nu este problema în legislația muncii, în genere, în țară. Este problema de alt aspect, corupție, deci accesul la finanțe, infrastructură, tot ce vrei. Ce ține de raportul de legislația muncii, asta se află practic pe ultimul plan. Și noi chiar dacă am lichidat în total legislația muncii, asta n-ar aduce investiții în țara noastră. Noi trebuie să avem o legislație care să asigure protecție și angajatorilor, dar și salariaților, să avem un echilibru. Dar acest registru, care în principiu el este deja elaborat, el este, se aviza în ultimul timp, el trebuie să-i aprobat, pentru că în România, eu am văzut acest registru, el conține o multitudine de norme și niciun angajator acolo nu îi se schivează de la completarea acelui contract de muncă în mod electronic care este transmis ulterior la inspecția muncii. Deci în cazul de față, dacă am avea lucrul acesta, noi aveam evidență tuturor salariaților, am putea vedea care sunt fluxurile impozitelor, contribuțiilor, practic am putea să urmărim tot absolut ce se întâmplă în această țară. Și asta ar fi de folos și angajatorilor, și salariaților, și statului. Mulțumesc! Mersi mult, domnul Stanciuc. Dumitru? Da, eu probabil trei lucruri. Unul e referitor la digitalizare. Sper că în sfârșit o să fie nimbol pentru toți. Și când mă refer la digitalizare, întâi durerea mea cea mai mare e plățile informale și plățile cash, indiferent în ce direcție, magazin sau salarii sau indiferent. Cred că asta, acum am văzut problema, fiindcă noi nu avem date în timp real ce se întâmplă. Ceea ce e o problemă, dacă compar cu multe țări ca China, Cehia sau Polonia, noi ca participanți pe financiar putem urmări zilnic care e starea economiei. În Moldova, practic, date trimestriale sau lunare, ele nu au rostul. Și doi, aș vrea autorități să fie mai transparente pe partea de comunicare și alta. Eu cred că noi cu toți înțelegem că e o criză, dar lipsa de transparență, sau, nu că lipsa de transparență, dar faptul că guvernul sau autorități nu vin și explică mai mult pe detalii. De unde au venit acele 300 de milioane, de unde au ieșit 500 de milioane, care este viziunea, ce facem, care este scenariul pentru iunie, pentru iulie, adică eu am impresia că transparent, faptul că nu există destul comunicare cu cetățenii creează incertitudine și incertitudinea creează și un val de isterie, iar valul ăsta de isterie duce până și la deteriorarea și mai mare a economiei, a sentimentului. Mi-aș dori foarte mult ca poate autorități înțeleagă că tot ce gândesc ei în ședințe, de fapt, trebuie să externalizeze către cetățeni. Și trei, aș vrea ca toții să acceptăm realitatea că statul va deveni mai important și nu sunt foarte multe investiții publice care pot să aibă un spillover destul de înalt. Astea sunt puține, spre exemplu, aceleași proiecte de infrastructură, ele sunt cele mai importante. Dar dacă noi realizăm cu toți la moment că statul va deveni mai important în următorii 5-10 ani, asta înseamnă că noi de pe acum trebuie să cerem de la autorități să devenim și societatea civilă, sau noi devenim monitorizați, să putem monitoriza acel ban.
Adică probabil legat cumva cu digitalizarea în care putem monitoriza fiecare leu unde se duce. Fiindcă asta va fi realitatea. Și da, cam asta. Mersi mult. Marcel, te rog să fii și tu cu concluziile tale. Mie îmi plac concluziile vorbitorilor în general. Eu la un moment dat am zis că patronatele și sindicatele, după părerea mea, ar trebui să fie mai agresive. Poate nu era termenul potrivit, atunci termenul mi-a venit. Hotărâte, ar trebui să fie mai hotărâte și să aibă revendicări mai concrete. Da? Să nu aibă recomandări, să aibă revendicări. Așa mi se pare mie, pentru că ei reprezintă pe cineva. Da? Întreprinderile salariații. Da? În momentul în care guvernul alocă niște sume de bani, indiferent de cât de aproximativ au fost alocate acele sume de bani, trebuie să vorbească nu numai despre cât s-a alocat, ci și cum se utilizează fondurile alocate. Da? Dacă guvernul a spus 800 de milioane, păi să se pună pe masă 800 de milioane și sindicatele și guvernul găsesc cum se utilizează acele 800 de milioane. Da? Pentru că în acest moment, și aici Dumitru are dreptate, în acest moment toate sumele care se vehiculează în mediul public sunt doar niște cifre aruncate, fără niște calcule foarte clare în spate. Da? 300 de milioane acolo, 264 de milioane acolo, tot pachetul împreună vreo 800 și ceva de milioane. Dar sunt niște calcule foarte aproximative, iar aproximația este de ordinul sutelor de procente. Da? Și în momentul în care aceste calcule nu se bazează pe niște date concrete, în lipsa unui sistem de evidență electronică al reațelor, și aici domnul Sainciuc a punctat foarte foarte corect, asta trebuie să fie o lecție învățată și asta trebuie să facă urgent după revenire. Dar în lipsa unui asemenea registru, totul este totul este riscă să fie foarte aproximativ și foarte incert. Dar asta nu înseamnă că sindicatele și patronatele nu trebuie să revendice, după părerea mea, lucruri mult mai concrete pentru susținerea salariatului și a firmelor. Da? Inclusiv, nu numai pe palierul salarial, dar și pe finanțare, pentru lichidități. Da? De exemplu, știți, Banca Națională a redus rata de bază la 3,5 și a recomandat băncilor să reducă și ele, dar în continuare, dacă sunați la bănci, veți vedea că creditele se oferă la 8%. Iar întreprinderile de microfinanțare, cum au activat cu 18-20%, așa și așa. Statul ar trebui să fie mult mai concret pe susținerea întreprinderilor cu lichidități în această perioadă, cu lichidități ieftine. Da? Ok. Și sunt de acord că statul va deveni mai important. Sunt de acord că statul joacă un rol și va juca un rol nu numai în redistribuirea resurselor, ci și în asigurarea. Și atunci când se întâmplă ceva grav, statul nu trebuie doar să se plângă că nu are resurse, ci să le găsească. Mersi mult. Te rog pe tine să vei cu, practic, ultimul cuvânt de concluzii în toate aceste dezbateri. Deci, nu știu dacă suntem noi gata să facem concluzii. Concluziile, după fapt, vor fi făcute mult mai târziu, câteva luni, când vom culege roadele acestui pandemii. Dar acum am putea face doar concluziile pentru discuțiile de la ziua de azi. Și nu știu în ce măsură, dar eu cred că după ce se va scoate situația de criză și vom reveni la normal, noi o să fim altfel. Deci altfel în sensul de rest al cuvântului. Și sectorul economic, adică angajatorii, și salariații, și cetățenii, deci altfel o să privească la lucruri, altfel o să întreprindă măsuri ține de angajare, cel puțin așa cred eu. O să știm salariatul să fie un pas pentru a se angaja în sectorul formal al economiei și a fugi de partea informală. Și măsuri ce ține de registrul salariatelor, cum a spus domnul Sainciuc, deci, care de mult se vorbește, dar așa, mai puțin succes, tot ar fi o măsură ca să ducem în evidența salariatului acest care rămân fără un loc de muncă, care este venitul și fără salariat, ca să fie o echitate. Să nu ajungem iarăși, la situații când banii sunt distribuiți, dar nu ajung acolo unde într-adevăr ar trebui să ajung. Și ce ține de munca la distanță și alte forme non-standarde de muncă care trebuie reglementate prin codul muncii, care, iarăși, mai mult sau mai puțin, deci duc la modernizarea
raporturi de muncă, modernizarea relațiilor de muncă. Dar totuși eu cred că din tot ce e ce e rău, acum avem o situație așa mai rău, trebuie să luăm și noi ceva bun, ceva pozitiv, cel puțin faptul că starea mediului se îmbunătățește, este știi, ceva pozitiv, este un factor chiar urmăresc în fiecare zi numărul de avioane care merg deasupra Iași Moldova și practic în 600 de kilometri, minim 5-600 de kilometri de Chișinău, nu văd niciun avion de câteva zile. Deci un impact pozitiv asupra atmosferii și asupra mediului. Deci asta este, nu putem să ne batem cu natură, avem ceea ce avem, dar concluziile și roagele sunt lucruri așa de. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc mult, Alexandru, mulțumesc mult, vă mulțumesc mult tuturor pentru participare, pentru discuții, pentru dezbateri. Mi s-a părut foarte interesante. Încă o dată mulțumesc mult și Fundației Hanzadel care ne-a ajutat și ne ajută să susținem acest efort. Noi vom continua dezbaterile noastre online, vom deveni cu o nouă dezbatere în câteva săptămâni. Cei care ne ascultă, cei care ne urmăresc în situația în care aveți anumite subiecte de relevanță care noi ar fi bine să le abordăm, vă rog să ne spuneți nouă pe pagina Facebook și direct a Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Asta fiind spus, mersi încă o dată colegilor la Privesc eu pentru că ne-au asigurat o transmisiune online fără probleme tehnice. Mersi mult tuturor și sănătate!